Deci iată cum trebuie privite aceste lucrări de lansare, dacă vreți, sau această pistă a vieții, care nu pleacă de la o simplă boală, pentru că noi vorbim și de boala minții, și de boala sufletului, și de boala trupească, și de boala duhovnicească, și de boala culturală, de toate bolile putem vorbi, dar putem vorbi și de sănătatea duhovnicească, cel ce mă iubește, păzește poruncile mele, eu sunt întru el și el întru mine. De aceea Hristos se îndreaptă către unul din apostolii săi și le spune, lasă morții să-și îngroape morții lor, tu urmează-mi mie. Deci n-am om să mă arunce în scăldătoare. Mulți din noi n-avem astăzi om să ne arunce în scăldătoare, dar nici singuri nu căutăm scăldătoarea, ci ne mulțumim în părerea noastră de sine, în iubirea noastră de sine, în neputința noastră de sine și mai ușor disperăm, deznădăjduim, ne autodistrugem, ne autocomplacem și în cele din urmă ne dedăm la rele ca orice oameni obișnuiți, pentru că este mai ușor să cobori din lucrarea logosului pentru care ai fost trimis decât să te lupți să ajungi în lucrarea logosului care ai fost menit. De aceea și Slăbănogul ne spune, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea în scăldătoare. Și iată atunci Iisus, Dumnezeu cel mare, care face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi, dă hrană pământului și pentru cei buni și pentru cei răi, dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, pentru care să cade să-i mulțumim în toată vremea și în tot ceasul, se apropie de acest slăbănog, sătul de așteptat, sătul de suferință, sătul de boală, dar neinstruit în cele duhovnicești, în a cunoaște calea de tămăduire a bolii și a sufletului, și îi spune așa, ia-ți patul tău și umblă. Deci acesta este punctul nostru zero în istoria fiecăruia dintre noi. Când am reușit să auzim glasul lui Dumnezeu din lăuntru nostru și chemarea lăuntrica sufletului pentru ceea ce am fost trimiși sau am fost chemați, în clipa aceea noi am biruit tot ce înseamnă întunericul, boala, neputința, primejdea, suferința, teama, frica și spaima. Pentru că în clipa următoare minunea s-a produs sub ochii tuturor fără să bage cineva în seamă. Îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Dar iată răspunsul unei lumi căzute și ticăloase, compromisă în mrejele păcatului și a neputinței și a intereselor meschine și personale care cutreieră tot locul de pe pământ. În ziua aceea era sâmbătă, iar ei ziceau către cel vindecat, știi că azi e sâmbătă și n-ai voie să-ți iei patul? Și iată-l pe slăbănog, de data aceasta, mărturisind un lucru minunat, sub formă de scuză și de acuză. Cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis să-mi iau patul și să umblu. Adică, într-un fel, am spune noi, eu n-aș umbla niciodată dacă n-aș fi fost împins de la spate. Eu n-aș face nimic niciodată dacă n-aș fi fost aruncat în scăldătoare și împins să fac lucrul acesta. Adică și atunci când trebuie să facem ceva și putem face, sau trebuie să facem și facem, ni se pare că nu facem bine, pentru că noi ținem mai mult părere de lumescu din jurul nostru, de neputința trupească din noi înșineși, de slăbiciunile sufletești și niciodată nu avem încredere. Aici este vorba de încredere. Cel ce m-a făcut sănătos,
acela mi-a zis să-mi iau patul și să umblu. Și iată-l întrebat slăbănogul, cine este omul care ți-a zis ia-ți patul tău și umblă? Și ce frumos ne răspunde Evanghelia. Iar cel vindecat nu știa că este Iisus, căci Iisus se dusese la o parte din mulțime care era cu el în acel loc. Deci iată că vorbim de un ajutor, așa zis, sau de o clipă a vieții când Harul lui Dumnezeu luminează peste noi, dar noi în nepăsarea noastră personală uităm că binele primit sau binele făcut, o sănătate de fier, o înțelepciune luminată, un dar divin, un sprijin, o acoperire, tot ce ne protejează pe noi prin pronia divină, câteodată considerăm că ne aparține nouă. N-am primit, spune Apostolul Pavel. Dacă fără tine, Doamne, nimica pot, nimica fac, nimica sunt. Sau spune Apostolul Pavel, blestemat să fie, spune Apostolul Petru, blestemat să fie cel ce spune brațelor sale, acestea m-au hrănit și m-au crescut. Pentru că ne întreabă mai departe Scriptura, dacă ai, de ce te lauzi că ai? Sau dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu ai fi primit? Deci, omul acesta nu știa de Dumnezeu. N-auzise de Iisus Hristos, dar în același timp avea o acoperire că ceea ce a făcut el ca om a făcut pus de cineva, el n-ar fi călcat sâmbăta, dar nu cred că ar fi preferat să rămână bolnav. Mulți din noi, prin poziția socială, prin lucrarea personală, prin poziția carierei, prin așa zisa putere primită pe care o avem în jurul nostru față de semenii noștri, uneori ne umflăm în pene și cel care a fost apostrofat pentru aceasta a fost chiar Pilat de către Iisus Hristos, da, ai putere pentru că ți s-a dat. Nu era obligatoriu să o ai, dar așa a fost să fii tu acela. Și atunci Hristos îi spune, nu tu ești vinovat, ci cel ce m-a dat în mâinile tale. Și acesta putea să spună foarte bine, eu nu știu ce zi este astăzi, dar știu că cel ce m-a vindecat mi-a făcut un bine. Să lăsăm și să trecem la final și să căutăm ce este cel mai important. Deși el nu știa cine este Iisus, Iisus știa cine este el. L-a căutat în templu și i-a zis, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Deci ce deducem? Că orice ni se întâmplă în viață se datorează și lucrării noastre slabe, încrederii noastre slabe, nădejdii noastre slabe, ticăloșii și neputințelor pe care le avem, dar și faptului că uităm de Dumnezeu. Și cel mai avertizează Domnul Iisus Hristos, ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Deci vedeți, faptul că a stat 38 de ani la scăldătoarea Bitesda, înaintea lui Dumnezeu nu pare o greutate atât de insuportabilă ca faptul că atunci când vom mai greși sau vom mai repeta păcatul sau moartea ne va găsi nepregătiți în păcat sau moartea ne va găsi nepregătiți în lucrarea duhovnicească și glasul Arhanghelului și trâmbița judecății va suna și noi vom fi prezenți pe norii cerului la judecată, mult mai grea va fi ce?
o sânda cea veșnică care este pe lângă suferința de 38 de ani la Viteza, ceva mult mai rău și mult mai greu. De aceea Iisus îi spune, vezi, ai grijă să nu mai greșești, să nu-ți fie ție ceva și mai rău. Și în final omul își înțelege menirea, își înțelege chemarea și are curajul să se ducă la oameni și să spună că Iisus este Cel care l-a făcut sănătos. Deci, noi avem un argument, tot în Sfânta Scriptură, pe care îl vom întâlni în una din duminici, în care ni se spune că atunci când părinții orbului au fost întrebați, copilul vostru a fost orb din naștere, mergeți și întrebați-l pe el. Când au insistat cărturarii și învățătorii și fariseii să spună cum s-a făcut el sănătos, orbul a prins o înțelepciune și o vedere duhovnicească peste măsura înțelegerilor și a zis, dar de ce mă tot ispitiți atâta? De ce vreți să aflați neapărat acest lucru? Nu care cumva vreți să vă faceți ucenicii lui? Și atunci l-au batjocorit în tot felul, l-au șters cu el pe jos și l-au scos afară din sinagogă. Dar el nu s-a rușinat să le spună decât un singur lucru categoric care trebuie să-l învățăm și noi la timpul și la vremea cuvenită. Eu nu știu cine e cel care m-a făcut să văd, dar știu două lucruri mari. Că Dumnezeu pe cei păcătoși nu-i ascult, adică în mod indirect e clar că m-a făcut sănătos cineva sfânt. Și iată-l și pe acest slămănoc de la Viteza, care are curajul să le spună iudeilor, Iisus este Cel care m-a făcut sănătos. Deci, și Iisus avea acest obicei, deseori când cunoștea că Cel care este vindecat nu e vrednic de lucrarea divină, îi spunea, vezi să nu spui nimic nimănui. Alte ori, același Hristos spune celui pe care l-a vindecat, mergi și spune lumii cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și noi, se cade astăzi, ridicați din toate bolile și neputințele, prin puterea rugăciunii, prin puterea credinței, prin puterea Sfântului Botez, care înseamnă apă sfințită, prin puterea gheazmei celei mari, care înseamnă apă sfințită, prin puterea gheazmei celei mici, care înseamnă apă sfințită, prin rugăciunea gheazmei tămăduitoare, care se face la anumite sărbători, putem primi sfințenia. Prin gustarea zilnică din această apă sfințită, în care îngerul intră și tulbură apa sub forma crucii, așa cum face preotul cu mâna însuși, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta, noi putem lua harul și binecuvântarea iertării, dar mărturisind pe Dumnezeu. Iisus Hristos este Cel care m-a făcut om în pântecele Maicii mele. Iisus Hristos este Cel care m-a zămislit în părinți credincioși. Iisus Hristos este Cel ce a luminat pe părinții mei să mă educe. Iisus Hristos este Cel ce a luminat pe învățătorii și dascălii mei să mă înțelepțească. Iisus Hristos este Cel ce a luminat pe profesorii mei în cariera pe care o ai tu în viața ta, oricine ai fi și oricare ai fi. Și Iisus Hristos este Cel ce m-a născut întreg, vrednic, sănătos, luminat la trup, luminat la suflet, luminat la minte, plin de har și de înțelepciune, ca să pot cunoaște, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, deschide, Doamne, ochii inimii mele să priceapă legea Ta, sau, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, cercetați Scripturile, fiindcă în ele puteți afla viață veșnică. Uitându-ne la viața noastră fiecare, 20 de ani, 30 de ani, 18 ani, 15 ani,
16 ani, 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, noi, poate deseori, am stat lângă scăldătoarea Vitezda, lângă împărtășania din pridvor de la Potir, lângă împărtășania faptelor bune, lângă împărtășania praverii și a rugăciunii, lângă împărtășania și puterea Euharistiei și a Sfintei Liturghii și deseori am continuat să slăbănogim mai mult de 38 de ani cu viața noastră, uitând că Dumnezeu este Cel ce poate să te arunce și în scăldătoare și să te facă sănătos. Hristos!